pare că am muncit o săptămână aici și parcă n-am făcut nimic. Salutare și bine ați venit la un nou episod! Da, deși ați văzut voi până acum, a fost filmat toată săptămâna asta, de luni sau de marți, când am fost să iau plasele și toate nebunile materiale. M-am apucat de treabă, am mai avut și de săpat acolo un pic și de pus plasa. Așa arată turnat pe partea asta la nivel, egalizare. Bam, 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 fundația asta. Aseară am pus și stâlpii la poartă, avem unul aici frumos, prins în beton. Acolo, aici mai avem de pus pe ăsta în jumate. Și l-avem și pe ăsta aici, hap frumos, la fel prins în beton, aranjat în boloboc. Astăzi poate reuși să-l punem pe la aici, la jumătate, unde o să vină porțile. Și cam asta s-a lucrat. Așa e, după cum vă ziceam, parcă nu s-a făcut nimic într-o săptămână, dar s-a făcut. Să vedem și ce mai zice gărăjelul nostru. Am ceva timp de când n-am mai călcat aici. Bine, n-am mai călcat să fac ceva. Astăzi a venit vremea să ducem botnica la sablat în sfârșit. De-aia nici n-am făcut nimic săptămâna asta în legătură cu ea, că a zis să o duc acum pe weekend. Așa că trebuie să o urcăm pe platformă, o aranjăm și o livrăm. O lăsăm 2-3 zile și sper să o luăm și sablată și glunduită. Frumusețea asta este încă în garaj. Nu m-am îndurat să o duc, bine, nici n-am avut timp. Dar îmi place să o mai țin aici, să mă bucur de ea, cât o să fie asta plecată. Da, ne apucăm să montăm ușile. Cred că o să le punem în niște bolțuri, așa de formă acolo. Și alea le punem înăuntru. Cam asta trebuie să facem, după care o urcăm cu totul pe platformă. Ia să vedem cum vin astea aici. Și a doua oară, pac, gata tot. S-o mai închide ușile noastre. Hai, mă, să închid. Da? Destul de bine. Mai zicea lumea pe aici că nu o să mai închidă. Vedem la final ce zice. Dar pare că se închide momentan. S-o punem și pe asta pe spate. Iar până una alta, am tot primit mesaj de la voi să prezint noua achiziție, Volvo, mașina de familie, pe care am cumpărat-o de curând și chiar aseară am adus-o din service, pentru că expirau numerele la 12 noapte, am adus-o din service. I-am făcut o grămadă nebunii, o grămadă cheltuială, o să vă arăt spre final după ce face și prezentarea. Auto, ce linie are! Bun, bun, bun! Și ieftin! Avem aici bolțurile, ușa și vreau să vă zic că dacă și voi sunteți în căutarea unei mașini second hand și vreți să încercați pe cât posibil să nu vă luați o păcăleală, cum zic că am reușit eu cât de cât într-un final, cu toate că am cheltuit o grămadă de bani acum în service cu ea, dar o să vă arăt pe ce. Puteți să faceți toate verificările de pe pământ, așa am făcut și eu, mai ales fizic la fața locului, dar și înainte să plec de acasă am verificat-o pe car vertical. Puteți să scoateți și voi un raport pe link-ul în descriere. Aveți reducere 20% sau codul Alex Șerban vă dă și la aceeași reducere oricând îl folosiți. Și puteți să aflați despre mașină, ca de exemplu avem acest raport de la acest Mercedes frumos. Dacă a avut kilometri dați înapoi, asta e sărăcie, a avut 200.000 dați înapoi. Deci poți să afla în funcție de rezervi treaba asta. Și bineînțeles, dacă mașina a avut daune, cu poze, frumos, nu în toate cazurile au poze, dar de principiu, dacă a fost daună mare, poți să găsești poze. Și bineînțeles că sunt mai multe informații acolo pe care dacă le analizezi, poți să-ți dai seama dacă mașina e cât de cât ok, merită să te duci să o vezi, sau poate e foarte ok, sau poate n-are sens nici să-ți mai bați capul deloc cu ea. Thank you.
E ce trebuie sau nu? Ia uite, se închid ușile. Mi-a dat și mie emoții că nu se mai închid la câte comentarii și mesaje. Primeam, bă, nu se mai închidă ușile că i-ai dat lonjeroanele jos, ai stricat-o, ai strâmbat-o. E drept, nu e prinsă în bolțurile ei originale, mai joacă în șuruburile alea, dar oricum, eu zic că vine aici 90%. Ce vrei mai mult atât? Când o să fie reglajul final, o să fie 100%. Să le punem și astea înăuntru. Sigilăm ușile. Strong, e gata de plecare. N-am făcut bine că am sigilat ușile și nici că am pus sarea, că trebuie să o leg pe ea de cadru pe interior. Legată și de cadru bine, nu mai avem probleme. Și acum hai cu bătrâna sus! E mult la mai aici din garaj. Am rezolvat-o, legată super strong. Tot ce trebuie, mergem să o ducem. Am și vorbit, mă așteaptă acolo. O abandonăm câteva zile până o face și o să fie găurită ca o sită. Era să uit ceva foarte important. Adică un maxilar de ăsta de la roata de rezervă. Nu știu că eu am mai luat unul. Ăsta cred că a fost al ei. Da. Și ăsta l-am luat eu. Și ok, deci nu trebuie să ne complicăm. Pe ăsta îl păstrăm. Și nu trebuie să ablat. Deci în regulă, nu uitam nimic. Gata, putem să ne urcăm pe cai ăștia mulți. Ei nu pe ăștia, ăștia sunt încă de vânzare. Dacă nu știați, o găsiți pe OLX. Pe ăștia și pe ăștia. Ia uite ce frumoasă e aici sus. Stai să-i facem un cadru din partea asta cu soarele în spate. Uite așa. Ha? E și ea bine? Ia uite. Hap, a plecat la sablat.
Am avut emoții cu cadrul ăsta. Sper că s-a văzut ceva. Bine că n-a găsit reporul. Eu îi dau acum rapid spre casă, încă avem vremea asta superbă de făcut treaba afară, așa că mergem să turnăm ce ne-a mai rămas din fundația aia, bine, din egalizare, și după aia mai vedem ce facem cu prezentarea la Volvo sau ce timp mai avem, că suntem super busy, busy, busy day, busy day. Avem stâlpul în super boloboc și ăla de la jumate și restul, egalizarea a fost turnată toată, a reușit. Avem un pas super important trecut la construcția noastră aici. Așa arată, stai să aprind și asta, nu știu dacă se vede prea bine. Aha, ia uite, frumos, frumos, ăsta e stâlpul de la jumate în boloboc și ăla și ăla și sus avem ață, ia uite cum vine, ață, e ață. Și cam asta e treaba, afară ne-a prins noaptea, dar eu nu sunt foarte încântat de ce am făcut. Urmează trasarea și bine, să umblem aici, să dăm la nivel jos, după care turnarea, cum îi zicem, lasă de jos, podeaua, placa de jos, nu știu cum să-i mai zic. Oh, și în sfârșit mai intrăm și noi în garaj. Dar de ce intrăm în garaj? Pentru că e gol, avem doar portocal aici. Intrăm ca să vă arăt ceva super fain, dar mai întâi trebuie să băgăm această frumusețe în garaj. Poate credeați că o să vă arăt frumusețea asta, să vă prezint, dar de fapt nu. Nu, pentru că unul la mână e foarte târziu și trebuie să mergem să o spălăm, să o aranjăm și pe aia dăm o tură. Doi la mână, numerele au expirat, deci mai avem voie să mergem pe ea nicăieri. De asta am și băgat-o 2-3 zile în garaj până iau numele roșii. Și trei la mână, nu mai știu care, dar sunt suficient de multe motive ca să mai facem prezentarea cum trebuie în episodul ăsta. Schimb, o să vă arăt ceva, poate nu la fel de fain, poate mai fain. Avem o cutie, o punem odată aici. Și a doua oară avem ceva unicat, aș zice eu, pe care nu mai îl găsești așa ușor. Ia, priviți aici, un bord super fain. Vă arăt acum decât așa partea asta, cum arată. Impecabilă, da? Hai să-l punem aici, lângă cutiuța asta frumos. Ha! Și hai să începem de aici. V-am arătat asta cum arată impecabilă. Găurile astea, vă zic ceva? Oare ce să vin acolo? O boxuliță, ceva? Pentru că, ia uite, tată, Renault 12, decât ăsta arată un pic nasol, dar în rest, ia uite cum arată bordul ăsta. Ha, țiplă, tată, nu mai găsești așa ceva. 38.000, de ăsta Jager, made in France, și e țiplă băiatul nostru. Chiar arată super fain, e ce trebuie. De Renault, calitate superioară, made in France. Pe aici nu mai zic, ia uite-l, nou-nouț. Ce vrei mai mult atât de la un bord de Daci? Merită investiția. Iar în cutia asta avem tot piese noi, nouțe. Ha! Ne punem aici jos pe rând, frumos, tot ceva made in France. Bam! Ia uite, tată, 0 km, ceasuri de 1100, se vede? 0 km, dar de fapt sunt date înapoi, nu știu cum. Kilometraj dat înapoi, are sigiliu. Da, de la vechituri, niște ceasuri de asta, de 1100. Nu știu dacă ai ce faci cu ele, dar sunt faine. La 10 lei merge. Iar acum, alte noutăți. Noi nouțe. De față, semnalizare 1300 de față. Ia uite.
nefolosite, nepuse pe mașină. Semnalizat de față. Iar următoarele sunt stopurile pe spate. La fel, noi nouți. Ia uite, stai că nu știu dacă se vede bine. Garnitură, da? Ia uitați, intact. Nici o crăpătură. Ia uite. Mai găsești așa ceva? Eu nu cred că se mai găsește așa ceva. Ușor. Mai greu se găsește. Bun, o dată, de două, de trei. Și încă un geam. Tot la fel, nu nouți. Iar ultima, nu ultima, asta, lampă la fel, nouță, ceva ca lumea, și ultima, dar nu ultima, tot nu e ultima, originală, un mic polish, e ok, și acum vine ultima și cea mai tare, ia uitați-vă aici, frumos, elegant, în pungă, originală, altă oglindă, ia uite, se vede că e puțin roasă de șoarece aici, cum strălucește. Nu știu dacă arăt bine. Ia uite, strălucire. Asta nici nu se desface, asta e valoarea ei, în pungă așa frumos. Deci nouă nouță asta. Ha. Ce ziceți, merită investiția asta sau nu merită? Nu vă zic cât costă, că n-are rost. Sunt venite de la farmacia DAV, sunt ce trebuie. Pentru corazon, pentru inima. Asta la bărbat face bine la inimă, iar la nevastă face rău. Da, cum era aia? Îmi par rău dacă mor, nevastă mea o să vândă piesele cu prețul la care l-am zis eu. Asta e marea problemă. Frumuseți, prese frumuseți, cam asta am vrut să vă arăt. N-am ce să mai fac, trebuie să închei episodul ăsta aici. Sper că e destul de ok. Dați și voi like-ul acolo. Nu știu ce mai zic. Ne vedem data viitoare. Hai, pa! Dați și voi cu like-ul ăla, v-am zis, nu? Hai, pa! Ia, fiți atenți aici. Asta pot să vă arăt, că ăsta e visul meu de când a apărut așa ceva. Să am la mașină treaba asta. Nu știu de ce am avut mereu problema asta. Să am buton la bagaj. Nu are prea mare importanță, dar am avut eu problemă cu asta. Ah, shit! Here we go again.